Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi am să vă mai filmez din nou iepurașii, să vedeți progresul puiuților de neozelandezi, pentru că nu v-am mai postat de mult un videoclip cu iepurași și să vă arăt și vouă cum cresc ei. O să trebuiască pe viitor să iau și o plasă din aia de umbrire și să fac aici ceva, pentru că a venit căldura și iepurașii nu prea mai suportă căldura, după cum vedeți. Stau la uși, să întind pe cât posibil să se răcorească și o să fac ceva gen aici, o aplecătoare cu plasă din aia de umbrire cu 2 sau 3 straturi, ca să mai răcăresc un pic zona de aici, pentru că acum cel puțin bate un pic vântul, dar când nu bate vântul și încinge soarele, este berea. Și țineți cont că eu la cotețe, la acoperiș, sub tablă, am placă întreagă de USB. Și tot degeaba, tot se încinge foarte mult cotețele și îmi chinuie iepurașii. După cum vedeți, și iepuroica de neozelandez bagă boticul în vasul cu apă. Am găsit-o de intrase aproape cu tot în vasul cu apă din cauza căldurii. Și haideți să vedeți și voi puiuții de iepurași cum s-au dezvoltat ei. Nu uitați că au fost fătați pe data de 6 mai. Suntem în 12 mai și uitați, și iepurașii au început și ei să se îmblănească. Sunt 3 aici și mai avem unul micuț pe aici ascuns, da. Avem 4 puiuți de iepurași, uitați-le aici. 4 puiuți de iepurași. Mi-a crescut pe toți până acum. Îi mulțumim frumos mamei. Mulțumim frumos iepuroicii de neozelandez. Ia uitați-i. Foarte frumoși. Puiuții. Foarte frumoși puiuții. Ce faci, băi? Da? Din păcate și ăștia cam suferă de căldură, că de mici sunt ei. Da? Să le închid ușa pentru că bate vântul și să nu-i deranjeze. Avem aici mama de neozelandez, iepuroica de neozelandez. Va trebui să-i pun mâncare pentru că a curs apa aici în granulele astea și s-au măcinat. Va trebui să-i pun mâncare. Este și cald, este foarte cald. Da, mamă? Îți este cald? Îți este cald, mama de neozelandez? Foarte cald, of, of, of. Hai ca să fac eu. Îți fac eu ceva ca să nu mai sufer de căldură. O să vă fac eu ceva. Le-am făcut roșii de lucernă, după cum vedeți. Am găsit câțiva baloți de lucernă. Le-am adus și lucernă, da? Aici avem iepuroica de albastru vienez, care în continuare face mizerie în coteț. Va trebui să găsesc o soluție să nu mai fac aici. Se dezvoltă foarte bine și iepuroica de albastru vienez. Are undeva la 3 luni, 3 luni și un pic. Și vedeți și voi că a început să se dezvolte, arată destul de bine la corp, da? E un pic mai sălbatică asta, n-am reușit să o îmblânzesc cum e iepuroica de neozelandez. Iepuroica de neozelandez și cu iepuroiul de albastru vienez, ăștia sunt cei mai blânzi. Te lasă să-i mângi, nu sunt sperioși, nu fug, nu nimic. Uitați-l și ăsta, săracul, ăsta e puroiul de albastru vienez. Uitați-vă la el cum e. Suferă de căldură, oameni buni. Suferă de căldură. Și-a făcut nevoie în aia de mâncare. O să-i dau câteva palme la funduleț. O să mă duc să-i golesc aia de mâncare și să-i pun mâncare proaspătă și evident să o șterg cu o cârpă ceva. E posibil să fi băgat apă acolo, dar văd că sunt și căcăreze. Da, suferă de căldură, băieți. Suferă de căldură. Am să mă duc acum repede să le fac și plinul la mâncărică. Și aici este puiul de neozelandez. Nu mai deschid ușa pentru că ăsta e foarte sperios și o să fugă în fundul cotețului și nu vreau să-l deranjez. Îl las aici. Da? Băi, oameni, după cum ați văzut, iepurașii mei, mă duc să îi pun mâncare la iepuroica de neozelandez. Am să trec și pe la magazin să mai iau niște fructe, morcovi, mere, ceva să le dau să mănânce. Da, după cum am zis. Frații mei, dacă vreți să mă susțineți în continuare,
puteți să-mi dați un like, un share și de ce nu să-mi dați și un subscribe la canal. Și să aprindeți clopoțelul pe toate, pentru că numai așa veți primi notificări în timp real atunci când eu voi uploada un nou videoclip. Și voi reveni cu informații noi din crescătoria mea zilele următoare. Până atunci, numai bine vă doresc!